Cum folosim centrala termică? Noi avem modelul Imergaze Olostar. Vă voi învăța astăzi cum să o porniți, cum să selectați temperatura pe calorifere, temperatura pe apa caldă, cum să o dați pe vară, cum să o dați pe iarnă. În primul rând avem butonul oprit, pornit, vară și iarnă. Ținem apăsat odată, a pornit centrala. Pentru vară avem aici o umbrelă și 46 de grade. Dacă dăm drumul la apa caldă, a pornit apa caldă, vedeți? A apărut robinetul care semnalizează faptul că apa caldă este pornită, se aprinde flacăra, martorul flăcării aprinse, crește temperatura. Am închis apa caldă de la robinet. Au dispărut toate simbolurile, a rămas doar umbrela care semnifică faptul că centrala este pe vară. Acum, cum alegem temperatura pe caldă? O temperatură recomandată este 45-48. Avem săgeată în jos care scade, săgeată în sus care crește temperatura. Și simbolul de robinet, toate butoanele în partea stângă ale centralei. Dacă apăsăm pe butonul de jos, o treaptă, ne arată câte grade sunt setate acum în centrală. 55. Apăsăm treptat, 54, 53, scădem. La fiecare apăsare a tastei scade un grad. O creștem din butonul din stânga sus. Deci recomandat este 45-48. Dacă vara este caldă afară, apa rece are aproximativ 15-18 grade, atunci se poate da mai jos, în 45. Iarna, apa rece are maxim 5 grade și atunci îi trebuie temperatură mai mare, 48, chiar și 50, în funcție de bateriile care le avem la chiuvetă. Bun, am stabilit cum folosim apa caldă. Acum vrem căldură, a venit iarna. Butonul din dreapta jos, ținem apăsat, până apare omul de zăpadă. A dispărut umbrela și a apărut omul de zăpadă. A apărut și caloriferul pentru că s-a cerut din termostat. La fel, câte grade îi dăm în calorifere? Butonul dreapta jos avem calorifer, dreapta sus avem calorifer. Jos scade, sus crește temperatura. Prima oară când se apasă pe oricare din cele două butoane, ne arată câte grade am cerut și câte avem acum. 60. Centrala noastră este o centrală clasică, nu este în condensare, deci se poate folosi de la 45 până la 80. În funcție de temperatura exterioară, în funcție de calorifere, dacă sunt dimensionate corespunzător, sunt mai mulți factori. Recomandat un 60 de grade așa cum era setată. Dar dacă vrem să o dăm mai jos, apăsăm pe butonul de jos. Scade câte un grad la fiecare apăsare. Vrem să-i dăm mai mult decât avem acum 52, ne ducem săgeată în sus. O dăm pe 60. Și astfel am setat centrala noastră. Vrem să oprim centrala de tot. Ținem apăsat pe butonul din mijloc dreapta, cel cu cele trei simboluri. Și centrala s-a oprit. Când centrala este oprită complet, dar este alimentată, este în priză, este activă protecția anti-îngheț. Dacă scade sub 7 grade temperatura din cameră, centrala pleacă singură, chiar dacă e oprită. Important este să fie băgată în priză, să aibă gaz și presiune. Pleacă singură, se duce în 45 de grade apa în calorifere și s-a oprit. Cam aceasta ar fi. Hai să repetăm scurt. Ținem apăsat odată pe butonul din centru, suntem pe vară, a apărut umbrela. Stânga jos scadem temperatura la apă caldă, stânga sus creștem temperatura apei calde, 48. Vrem iarnă, a trecut vara și a venit iarna. Apăsăm încă o dată pe buton, a dispărut umbrela, apare omul de zăpadă, apare caloriferul, scadem temperatura în calorifere, o creștem.
Săgeată sus crește, săgeată jos scade. Și mai avem butonul reset, când ne apare orice avarie apare pe display, primul lucru o resetăm. Apoi, dacă nu merge resetată, verificăm presiune, verificăm să avem gaze și dacă după ce am resetat-o de 2-3 ori tot nu dispare avaria, chemăm un specialist.